Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu încă o etalare, alege cartea. Etalare pentru februarie, în care vă alegeți voi ce vreți să experimentați sau ce vreți să descoperiți. Că probabil unii veți experimenta în februarie. Voi face și etalele pentru fiecare zodie, dar am senzația, nu, senzația, am încrederea. Mi se, pare că, mi se pare că acest tip de etalare vine cu anumite detalii. Chiar dacă voi face și separat pentru fiecare zodie. După cum vedeți, iar am pregătit trei seturi de cărți și fiecare este reprezentată de un medalion. De asta dată încep cu numărul 1, medalionul persan, numărul 2, Phoenix, iar animere pe locul 2. Și numărul 3, soarele sau cele 13 luni. Uh -huh. Vă gândiți? simțiți. Sper să nu stea camera la locul ei. Trebuie să-mi cumpăr un alt suport. Și eu o să încep etalarea, da? Cu primul număr pentru februarie. Ok. Am separat cărțile, încep să extrag, de fapt să tai. Ia uite, unii aveți a face cu un împărat, sau trebuie să vă echilibrați viața sau voi sunteți împărați, depinde de cine sunteți, pentru că, da, posibil la locul de muncă, trei de monede sau un împărat sau un șef vă dă de lucru, dorește o colaborare cu voi, în fine. 10 de cupe, vrea să se arate 10 de cupe, o mare bucurie, probabil că dacă luați acel proiect o să vă meargă bine, posibil, dar haideți, haideți să tăiem cărțile. Dată de 2 și de 3 Și voi face un pic altfel. De asta dată o să adică 3 cărți pentru trecut. Da? Una, 2, 3. Încă 3 pentru prezent, 2, 3 și încă 3 pentru viitor. 2, 3. Sunt aici la capătul setului de cărți, blocaje mentale sau cineva se gândește foarte mult la voi sau voi vă gândiți la cineva, dar haideți să vedem. E o situație secretă, e o situație neclară. Aveți aici Marea Preoteasă? Vom vedea și cum se arată cărțile și o victorie. Și o victorie. Oricineva în nu Peștilor sau al Racului sau al Scorpionului are o victorie după, un consum nervos, dar poate găsește. Ah, da, poate primește o informație. Intuiția lor se deblochează, conectarea lor la divinitate se deblochează, că asta înseamnă. o înseamnă transformare mentală. Și dacă până acum nu ați găsit soluții într-o privință, intuiția, dacă o ascultați, vă ajută. Să mergeți către victorie, către șase de bătăi. Dar haideți să vedem ce aveți la capătul setului de cărți. În trecut. Mm -hmm -hmm. Ah, mi A, mi-a vrut să se arate. 10 de cupe. În trecut. Nu știu ce zodie sunteți. Dar în trecut aveți un rege de monede. 10 de cupe și 6 de cupe. Eventual, o relație foarte profundă, emoțională. 6 de cupe eventual cu un semn de pământ pentru unii dintre voi, dar nu este obligatoriu sau cu o persoană care este foarte pământeană. Această relație, șase de cupe, poate să fie din copilărie, poate să fie din tinerețe sau pur și simplu este o relație mai veche în care voi ați comunicat foarte bine, telepatic aproape, și ați avut o perioadă de bucurie. Poate acest personaj, regele de monede, cine o fie el, voi sau ei, a protejat într-un fel, am pământenit, poate chiar ați fost și căsătoriți o perioadă sau v-ați dorit, ați visat, pentru că este și cartea iluziilor, vom vedea ce se arată, ați visat către o relație stabilă. Dar aceste cărți sunt de domeniul trecutului. Rămâne să vedem ce este în prezent și eventual să facem o oarecare legătură între cărți. Am zis că, ah, ce frumos, ce mă bucur pentru voi, dar apare și regina de spade. Hm. Poate sunteți voi, poate sunt ei, poate aveți de face cu un semn de aer. În fine, v-am zis, este un alt fel de talare. Sper să rezoneze cu unii dintre voi. Aveți un nou început, în dragoste. Zece de cupe, să nu uităm că înseamnă și încheierea unui ciclu. Chiar dacă a fost frumos, poate din niște motive, pentru că șase de cupe înseamnă și amintiri plăcute, din niște motive a trebuit încheiat acest ciclu pentru unii dintre voi. Asta pentru că apare regina de spade, care înseamnă și o separare. Discuții duri, dure sau poate să fie și o avocat, o situație legală care schimbă situația. O situație legală care schimbă situația. Da, care schimbă, vă schimbă norocul, vă schimbă destinul, mai bine zis. Poate că acest rege de monede, poate că acest semn de apă sau orice alt semn ar fi, a trebuit să pună capăt unei căsătorii, unei relații de lungă durată pentru o altă relație de suflet. Pentru că regele de monede, în varianta lui negativă și extremistă, poate să fie extrem de material. Și atunci, materialist, vreau să zic, scuzați-mă, mă gândesc în 10 locuri deodată, materialist și atunci, din acest motiv, iluzia aceasta se transformă într-o deziluzie. În fine, și atunci cineva se gândește, poate la un trecut, poate la niște amintiri, dar haideți să vedem în prezent. Regina de spade, am zis avocat, poate pentru unii dintre voi să fie și o doctoriță, care să vă aducă, să vă schimbe destinul și să vă aducă vindecare într-o situație, poate să fie și un consilier, pentru că e o persoană mentală cu gându gândurile clare, pentru cei care ați avut probleme, da? Și care vă ajută, e un personaj de destină în viața voastră, vă ajută să vă găsiți această vindecare emoțională. Pe de altă parte, astfel de cupe înseamnă și o nouă dragoste sau o nouă etapă în această dragoste, în această relație mai veche, care totuși are și amintiri frumoase. În cazul în care v-ați despărțit, v-ați despărțit de acest trecut, aveți șanse în prezență, să întâlniți pe cineva, o persoană specială, care vă este adusă în viață, în Într-un mod neașteptat, e o relație karmică, dar vom vedea și ce arată în viitor, cu un potențial de vindecare și de mare bucurie. Da? Haideți să vedem ce arată viitorul. Viitorul. Mm. Cavalerul de spade, Cavalerul de cupe și 5 de monede. Este posibil, totuși, unii dintre voi. O să vă și arăt de ce. Să fi fost într-o situație foarte complicată, v-am zis, regele de monede poate să reprezinte și nevoi materiale, da? Nevoi materiale. Sau uh, dorința de a avea stabilitate socială, politică, profesională și, din acest motiv, să creeze relații care să-i aducă această satisfacție, da? Și 10, v-am zis, este încheierea unui ciclu. Este pentru că ține de trecut. Voi știți mai bine ce vi s-a întâmplat în trecut. Este posibil să vă separați, ori voi, ori ei, de o căsnicie. Și eventual, ori să aveți momente de nostalgie, ca să înseamnă șase de cupe, printre multe altele, ori să vă împăcați sau să vă întâlniți în trecutul recent cu acest personaj care va aduce asul de cupă. Un personaj ori din copilărie, ori din tinerețe, ori dintr-o viață anterioară asta, pentru că avem roata norocului, care reprezintă destinul, reprezintă uh, situații karmice, întâlniri karmice, eventual după o separare legală, oficială, și această separare, cum se zice, uh, orice schimbă locul, schimbă norocul, sau schimbă situația pentru sau tot rău spre bine, tot rău spre bine, dacă au existat niște probleme, lucrurile se vor schimba și vor aduce cel puțin această perioadă o stare de vindecare, de satisfacție, de bucurie și eventual un potențial, un o potențial, uh... Ai, ce zic eu, nouă dragoste. În viitorul îndepărtat, posibil cineva va fi gelos persoana care este lăsată în spate, pentru că, posibil, semn de pământ. Apare cinci de monede. 5 de monede. Dacă cineva rămâne, se, se va simți singur la un moment dat, s-ar putea să vină în viața voastră cu niște um, accese de gelozie, poate își va dori... La un moment dat să discute despre toată situația asta, dar aveți doi cavaleri. Unul vine să nu știu de ce, să se certe. Da? Să întâmpine această regină de spade. Dar parcă îl și invită parcă îl și așteaptă această regină de spade. Se așteaptă de la multe reacții cu alte cuvinte, această regină de spade. Dar, să nu uităm. Aveți totuși o ofertă de dragoste. Rămâne valabilă și în viitorul care o fi cât o fi. Da? Acest cavaler de cupe continuă să rămână în viața voastră cu această cupă de dragoste, de vindecare, de prietenie. Într-o situație în care poate chiar voi vă simțiți singuri, dar dacă sunteți părăsiți de acest cavaler de spade sau de acest rege de monede sau de alt semn de apă, am zis nu pot să dau semne pentru că nu știu ce semn sunteți voi, Cineva este în preajma voastră să vă susțină. Dacă voi sunteți aici singurei, să zic, fără finanțe prea grozave, va veni cineva să vă susțină. Da? Dacă vă separați în prezent, nu e nicio problemă, nu intrați în panică, că destinul vă va ajuta și vă va aduce dragoste, vindecare, spor, bucurii, prietenie și, în primul rând, protecție divină. Repet, nu vă fie teamă de acest cavaler de spade, de această regină de spade care o fi aceea. Haideți să vedem, totuși, un mesaj. Ah, și să vă mai arăt la capătul setului de cărți. În continuare. Ce ați avut? Da, am zis că unii dintre voi aveți niște blocaje mentale, dar cu ajutorul intuiției sau poate un semn de apă, mai mult sau mai puțin, sau o persoană foarte conectată la sursă, Veți primi niște soluții care vă vor duce către victorie, către abundență, dacă la un moment dat veți avea un 10, un 5 de, de monede, o stare de niște situații financiare, le veți depăși, le veți depăși pentru că ce avem aici? Un 10 de monede și un soare și un 2 de cupe. Există cineva în preajmă care va veni cu un gest de prietenie, de susținere și apoi, încet, încet, eventual, chiar dacă nu vă va ajuta financiar, vibrația acestei persoane vă va atrage către abundență financiară și către bucurie, către fericire. Eu așa simt. Pentru că eu cred că dacă stăm în preajma oamenilor de vibrație bună, atragem această abundență pe care, na, toți ne dorim. Ok, un mesaj de la înger pentru numărul 1 vedem cum rezonați, vedem cum rezonați acum în februarie. Ascultați-vă Ascultați-mă Ascultați-mă Ascultați-mă, da Ascultați-vă inima Da, nu-i suficient să asculți Trebuie să asculți cu o inimă iubitoare pentru că altfel dacă asculți și nu, nu înțelegi tot degeaba Dați-vă șansa la dragoste. Când iubim, viețile noastre se schimbă definitiv. Probabil aveți o întâlnire de destin în această perioadă. Cu fi semn de apă, cu fi semn de aer, cu fi orice alt semn, da, taur, leu, scorpion sau vărsător. Trecem peste aspectele astea pentru că. Dragostea face diferența și voi va trebui să faceți diferența între dragoste și ce ați mai experimentat, relații stabile, regele de monede, da? dar care la un moment dat, din niște motive, nu vă mai împlinesc emoțional eventual, deși au fost amintiri frumoase. Dar eu simt că totuși e vorba de o despărțire și de o reorganizare în viața voastră sentimentală. În cazul în care nu are legătură cu despărțirea, acest rege de monede poate să fie și imaginea unui tată care va influența, să zic, de relațiile în trecut. Pentru că știm bine că părinții ne influențează relațiile. Dragostea ne ajută să ne vindecăm rănile trecutului, asigură o senzație de securitate și de dragoste de sine. Aveți numărul 31 poate vă spune ceva? Aveți numărul 23, da? Schimbați ceva? Ah, ce frumos! Ia uite și după! După ce vă dați șansa la dragoste, vine și noua dragoste, da? acel as de cupe, dați-vă această șansă, șansă, schimbați roata norocului. Și pentru acest lucru trebuie să tăiați, tăiați niște stringuri, niște atașamente, a, ah, da, mulțumesc mult, regele de monede poate să reprezinte și atașamente, de niște iluzii, de niște relații din trecut, din copilărie, familiare, da? E o separare care este necesară, probabil în acord cu vibrația voastră. Și dacă așa, vine și noua dragoste sau, nu știu, o nouă vibrație. O nouă vibrație. Cam aceasta ar fi etalarea pentru primul număr. Trec la următorul. Vă pup numai bine. Pa! Ok, numărul 2. Am revenit. Continui etalările pentru numărul 2, pentru cei care ați ales Fenixul. La capătul setului de cărți văd un patru de monede. Bucurie! Distracție, o petrecere. Ah, ce frumos! Și un as de băte, o nouă pasiune, un nou proiect care vă va aduce multă bucurie după ce, după ce ați avut niște conflicte verbale cu posibil un semn de apă sau un semn de pământ. În fine, o situație în secret, marea preoteasă. Mm -hmm. Dar, dar, ce frumos! Bucurie! distracție, petrecere. Poate să fie un nou proiect, o nouă relație care ar putea să aibă potențial de lungă durată. Dar haideți să mai vedem. Numărul 2, phoenix Acum o să tai februarie numărul 2 hm? și vedem. Am zis că schimb un pic etala, tipul de etalare Vedem cum rezonați, că întotdeauna e bine să mai schimbăm un pic din. Primele trei cărți, trecutul, 1, 2, 3. Ok, trecutul, da. Încă, 2, 3, prezentul și viitorul, 1, 2, 3. Ok, vom vedea ce aduce și viitorul pentru unii dintre voi. Am oh, emoții. Am emoții. Trecut. Oh le-așteptat. În trecut, la locul de muncă, ați experimentat. Ați avut pe cineva care v-a mințit. Pentru că acest uh, mincinos de obicei, șapte de spate asta reprezintă mincinos. Asta da, o persoană care vine, pleacă pe ascuns. Și e la locul de muncă. 8 de monede. Va a afectat locul de muncă, va a afectat randamentul pers acest personaj, această ființă, vreau să zic. V-am zis, de mult ori mai greșesc că mi se suprapun ideile și iese... Da. Ce iese? Asta ține de domeniul trecutului. Nu țin să zic că a fost semn de aer sau că a fost semn de pământ sau că a fost semn de foc. Variază, poate să fie orice alt semn. Deci o persoană s-a infiltrat în energia voastră pentru că voi erați în creștere. 8 de monede reprezintă o persoană care a ajuns la o stare de masterat, de mare îndemânare, de chiar profesorat e în stare să transforme materia pură în ceva deosebit, în artă, în filozofie, în orice. E mai frumos, e mai valoros că vorbim de monede. Are un foc interior și nu doar foc interior, are în spate un foc divin. Ah, ce frumos o, o flacără divină, o entitate care îl protejează, o protejează. Acest top de monede înseamnă transformare prin muncă și nu doar, și transformare interioară că e casa opta a scorpionului, da? A banilor, a finanțelor și a sexualității este adevără. Și la un moment dat cineva a fost în preajma voastră. Posibil, din invidie, a încercat să vă afecteze această vibrație, pentru că mie mi se pare o vibrație foarte frumoasă. 8 de, de monede. Va afecta eventual productivitatea, dar la un moment dat poate că ați învățat, ați înțeles și apare 7 de băte. Ați învățat să vă protejați. Mare lucru, pentru că 7 de băte, după cum vedeți, se luptă nu doar cu concurența și cu cei care încearcă, da? Încearcă am senzația, dacă nu vi se pare și voi același lucru, e ca și când acest personaj stă exact pe zona aceasta verde, da? Și parcă acest mincinos ar mai conduce un grup de alți mincinoși și invidioși. Aha. Ei, dar voi sunteți aici, aici luptându-vă cu cine încearcă să vă devieze de la transformarea voastră spirituală, profesională, personală stați ține de în trecutului, în prezent. Ia să vedem. Hm. În prezent, să fața voastră. Ah, ce frumoase cărți aveți! Superb, superb, superb! Marea Preoteasă. Am zis că vă transformați și am fiori. Am fiori. Aveți un fu, ce stare am. Aveți un foc, am zis, o entitate. Divină, un înger care vă protejează, va a inspirat în privința acestui mincinos. Sau acestor, poate să mai mulți mincinoși, și va a dat energie, va da foc, va da foc interior ca să luptați și să-i puneți la punct, să vă separați de ei. Da? Intuiție. Prin intuiție a acționat această energie divină care vă protejează. Puf, ce stăram. În prezent, Vă dezvoltați în continuare intuiția, aveți o, o Casa opta la care lucrați de mult timp, o transformare și apare transformarea și prin această judecată. Încheiați un nou ciclu și începeți un altul, o nouă viață. Dar, haideți, și ce. Dar conectați la Divinitate, cum am spus, la intuiția voastră, la cele mai. Cei mai puternici îngeri, protectorii. Aveți niște semne fixe care sunt uh, ca niște ancore în viața voastră. Vă ajută să vă creați niște elemente care țin de materialitate, de pasiune, de emoții și de felul în care gândiți. Eu citesc astăzi altfel cartea aceasta. Vă ajută să vă creați o nouă lume și să renașteți într-o nouă direcție, eventual alături de altcineva sau pur și simplu să vă creați lumea, lumea voastră pe care ați încercat, fai ce stă, ce mesaj, ați încercat să o manifestați de mult timp, de cel puțin 8 ani, de cel puțin 8 ani. Și acum, în prezent, aveți un download de informații, așa cum am și eu în ultima vreme și cum am avut în această, în această prezentare, că am citit un pic cărțile altfel. Evident că puteți să aveți de-a face cu un peșterac scorpion, puteți să aveți de-a face cu un capricorn varianta superioară <coughs> ah, cu cineva cu caractere plutonice, pentru că aici e Pluto, Scorpion, iarăși. Dar e o transformare radicală o transformare, v-am zis, la care lucrați de mult timp și din cauza că voi creșteți, au venit, au fost niște atacuri mentale da, la lucrarea voastră spirituală, la creșterea voastră spirituală, dar nimic nu poate să stea în calea creșterii voastre spirituale, dragii mei, nimic. Eventual încheiați un ciclu. Um, cu o situație secretă, să zicem, că au fost și niște chestiuni secrete, că mincinosul asta sugerează în trecut, da? Evident că mincinoșii nu te mint, adică te mint în față, dar încearcă să creeze iluzii, da? Posibil a fost o situație secretoasă, care îi puneți capăt și renașteți într-o nouă direcție. Și am senzația că unii dintre voi veți ajuta și pe alții după această experiență. Veți da ajutor, prim ajutor și altora după această experiență superbă. În viitor am zis că renașteți, am zis că vă transformați viața, poate cu cineva cu caractere plutonice, plutoniene, saturniene, poate persoana este la distanță, dar circulă prin lume, poate voi veți circula sau veți fi unii dintre voi. Vă veți ridica deasupra unei lumi vechi și veți intra într-o altă lume, în alte cercuri. Mă, ce mesaj frumos am la setul ăsta de cărți. Și în viitorul îndepărtat, lăsați în urmă secretele, confuzile, fricile. Eventual, pentru unii dintre voi, niște frici legate de tradiție, de religie... Pentru că aveți aici cărți foarte puternice. Marea preotează lumea și judecata. Toate sunt spirituale, dar un pic mai neconvenționale sau nu neapărat neconvenționale, cât um, care caută dincolo de lege și de suprafață. Nu că ați încălcat legea, Doamne ferește, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Vreți să înțelegeți de ce a fost creată o lege, că avem aici lege, lege religioasă, spirituală, și ca să o înțelegeți trebuie să despicați un pic lucrurile. Să aveți acces la lună, la spiritualitate, la secrete, în fine, în viitorul trec peste mesajele astea care poate sunt pentru foarte puțini dintre voi. Unii dintre voi foarte puțini aveți șansa să deveniți profesori spirituali. Sau să întâlniți un profesor spiritual care vă va ajuta emoțional să depășiți niște frici. Mulțumesc, Doamne, de mesaj. Acum, alt mesaj, pentru că mesajele nu sunt pentru toți, da? Sunteți grupuri și grupulețe. Dacă vă refaceți viața, aveți șansa să intrați într-un angajament, într-un contract spiritual sau la locul de muncă. Asta înseamnă preotul, contract de lungă durată. Posibil pentru unii cu un taur, cu un rac sau pești sau scorpion, că luna nu înseamnă doar rac, dar totuși e guvernatorul semnului racului. Poate la un moment dat, într-un viitor, Cineva a născut în semnul racului, va veni cu o ofertă emoțională de dragoste. Cum dacă o primiți, rămâne de văzut. Aveți grijă că acest personaj, v-am zis că sunt multe variante de a citi cărțile și multe mesaje pentru grupuri și grupuri. Dacă acest personaj care vă face o ofertă emoțională, frumoasă, de dragoste, este căsătorit, evident. Folosiți aceste trei cărți foarte puternice, folosiți-vă intuiția, pentru că nu mai vreți să fiți deviați de la, de la lucrarea voastră, de la misiunea voastră spirituală, care înseamnă nu doar o poveste de dragoste, înseamnă să fiți deasupra multora. Fiți atenți. Acum, pentru că poate nu toți aveți această forță, nu toți ați lucrat la voi atât de, la creșterea voastră spirituală, atât de mult. Dar unii cred că nu degeaba alegeți uh, Fenixul, da? Uf, în cazul în care totuși nu ați ajuns la aceste capacități spirituale, să zicem, v-am zis, este posibil să primiți o ofertă la locul de muncă, un contract. Dar e bine să-l studiați bine, să analizați bine toate condițiile, ca să nu aveți surprize, da? Pentru că totuși acest cavaler de cupe sugerează ceva pozitiv. Luna îmi pune niște probleme. Dar, v-am zis, rămâne de văzut. Poate contractul vine la o lună plină și dacă e la lună plină, ar putea să fie, să fie de bun augur. Mai studiați și voi, eventual mesajul pe care vi l-am transmis, sper să vă rămână cât de cât undeva, să vă aduceți aminte în cazul în care veți întâlni o situație asemănătoare și să analizați, să analizați. Pentru că regele, nu rege, oh, e un rege probabil, marele preot analizează, este o persoană de autoritate. Dacă această persoană v-a zis, faceți, vă face o ofertă, încercați să vă ridicați la nivelul ofertei și să studiați și voi bine oferta, nu să o primiți așa, pur și simplu. La capătul, se ah oh, mai, la capătul setului de cărți aveți aici moartea. Vai, da, am zis bine ce am zis, da? Transformare. Am zis, fără să știu de aceste cărți. Transformare. Scorpion, Capricorn. Mai mult. Săracii Capricorn. Da. În fine, nu neapărat. O situație toxică. Dragi Capricorn, că unii sunt foarte dragi, frumoși. O situație toxică. Poate un trio, Poate o căsătorie. Poate acest mincinos pe care l-am discutat. V-am zis niște secrete. Dar le dați. Le dați la spate. Așa cum se zice, așa cum ziceau babele pe vremuri. Le dați la spate. Vă ridicați deasupra secretelor, deasupra uh, pretențiilor unora și altora. Puneți capăt acestui diavol. Posibil, o persoană egoistă, un narcisist în acest, în acest context, așa îl văd. Da? Cineva care a vrut atenție, a vrut victorie cu orice chip și poate v-a promis la un moment dat un contract, o căsătorie, o relație la la la. la. Da? Și totuși v-a adus numai durere. Și ați învățat, vai ce frumos mesaj, să-i blocați, da? Să alegeți ce vă face puternici. Și am zis mai devreme regele, iată un rege, un rege de foc. Cor fi fost ei, un rege de foc care va adus durere, va consumat energia și a pierdut noțile, rămâne de văzut. Dar a apărut, ce frumos, a apărut turnul, da? Dumnezeu, divinitatea a rupt totul. S-a făcut lumină, da? și începeți iau cum au reapărut o nouă etapă, cum am zis mai devreme. Astul de depute după discuții cu regele de cupe și așa mai departe, și cu regina. Posibil cineva căsătorit, în fine, variază de la personaj la personaj. Haideți să vedem mesaj de la Înger pentru voi. Mesaj de la înger. Mi se pare o italare foarte puternică și v-am zis chiar dacă nu toți ați lucrat la creșterea voastră spirituală, puteți, puteți, pentru că e luna nouă să începe să manifestați aceste trei forțe, chiar patru dacă pun și marele preot, pentru că e în viitor, da, și luna e, e o forță, într-adevăr, e luna, e luna, da, că tot e luna nouă, avem aici o lună. Dar aceste trei forțe sunt extrem de, de intense. Poate e un pleonazm, dar n-am altfel cum să... Sunt foarte impresionată de această energie. N-am cum să mă exprim altfel. Toate sunt spirituale. Toate reprezintă creștere. Și a fost și moartea. Moartea diavolului. Moartea toxicității. Superb. Ranger, pentru numărul 2, cei care ales Fenixul. Hmm. Hmm. Iertare. Iertare. Probabil cei care v-au mințit, cei care v-au lucrat pe la spate, cei care au creat iluzii secrete, v-au ținut în secret sau uh, v-au întârziat această, această tra transformare sau uh, bucurie. Iertați, 29. Nu câștigați nimic ținând ranchiună și gândindu-vă la am, amăgiri. Încercați să faceți. să fiți amabili, numărul 5. Încercați să fiți amabil cu cei din jur și chiar cu natura. Ah, ce frumos simt! Dar conectați-vă la natură ca acolo, acolo veți primi mesajele despre care am zis mai devreme. Încercați să petreceți timp de calitate împreună. Dacă există cineva, m-am zis mai devreme, este posibil la un moment dat să apară acest cavaler de cupe sau mare preot, o persoană plutonică foarte importantă care circulă prin lume sau care are mare autoritate, dați-vă timp de calitate, petreceți timp de calitate împreună pentru că aveți șanse să dezvoltați o relație, nu doar fizică. Da, ah, uite ce frumos! Da. Nu doar fizică, pentru că este nevoie și de atingere fizică, dar și spirituală, o legătură spirituală foarte profundă, dar asta în condițiile în care reușiți să fiți autentici. Și fiți autentici învățând din atitudinea celor mincinoși din trecut. Hmm. Alegeți dragostea. Alegeți dragostea. Nu mincinoșii, nu. nu oamenii care vă țin un secret. Aceasta este etalarea pentru februarie, pentru cei care ați ales numărul 2, vă pup, numai bine, pa! Bună seara, am revenit cu numărul 3, cu cei care ați ales medalionul, cu soare, cu lună, cu cele 13 luni, cu numărul 13, poate numărul 13 vă spune ceva, poate vedeți mai des numărul 13, 1, 3, 1, 3, 1, 33... Hmm, sau poate sunteți născuți într-o zi de 13. eh ah, variază. Vă știți mai bine de ce ați ales. La capătul setului de cărți. Wow! Continuăm seria lucrurilor, poveștilor intense. Aveți un 10 de spade. Încheiați un ciclu de martădări. O fi de aer. Vari... Mai! Și zece de spade și zece de băte, o situație care va epuizat. Poate unii ați fost trădați în, în, într-o căsătorie, pentru că pentru bine, acesta este o căsătorie epuizantă. 10 de bute. Cineva care are multe responsabilități. Dacă nu e căsătorie, poate să fie la locul de muncă. Dar renunța și la responsabilități și la trădări. Poate cineva va trăda și în timpul ăla voi a trebuit să faceți nu treburile lor. Dar ia uite ce aveți în continuare. Vai, ce frumos! Steaua! Vă vindecați! Vă vindecați și începe să lucrați pentru reconstrucția voastră, pentru stabilitatea voastră. Și aveți încredere, aveți autoritate. Sau cel puțin, dacă nu e autoritate, aveți încredere în voi. Evident că poate să fie și un rege de băte în context, dar trecem. Haideți să vedem numărul 3. Ce aveți? de experimentat în februarie. Și vom vedea, veți mai vedea la Zodia voastră, la soare, la lună, la ce mai fi. Numărul 3. Februarie. Ok. Am zic că fac altfel. Eu, de, de, pe cameră, le văd când apar energiile astea. Una, două, trei. Aceste trei căți reprezintă trecutul. Încă una. Ia, să vedem. Una. 3 prezentul și încă una, 2, 3 viitorul. Ok, dochi. Okay, do da. Haideți să vedem. Fac etalele un pic altfel. Ah, ce frumii! Sunt curioasă ce o să se arate. Sunt curioasă. La capătul setului de cărți aveți judecata. Judecata înseamnă renaștere, înseamnă să vă ascultați intuiția după ce poate n-ați ascultat-o. Ați fost la un dat într-un trio, ați primit o nouă ofertă de dragoste, de vindecare din partea cuiva, vedeți? A, așa. O vedeți? Și n-ați primit-o, ați fost un pic supărați, dar ascultați-vă intuiția, intuiția ascultați-vă îngerii ca să puteți renaște, ca să vă transformați sau să vă împăcați. Rămâne de văzut ce mai apare. În trecut, roata norocului, o întâlnire de destin pentru unii dintre voi cu un personaj de mare autoritate. Marile preot, cu -o fi preot, cu -o fi profesor, cu -o fi. Cineva care lucrează în corporații, că asta este imaginea corporatistului pentru mine, printre multe altele. Sau o persoană, sau o persoană căsătorită, să nu uităm și acest aspect. V-ați întâlnit cu această persoană. Nu e obligatoriu să fie semnul taului. Eu spuneam ce reprezintă. A fost o întâlnire de destin în trecut. Roata norocului, destinul. Vila a adus sau v-a adus această persoană în care v-ați îndrăgostit. Posibil ați avut și ceva, o poveste împreună. A fost o chimie fantastică între voi. Poate mai și este. Este o atracție intensă. Posibil să fiți suflete, suflete, karmice, flăcări gemene. Variază, dar flăcările gemene sunt mai rare, nu chiar atât de dese. Aceste flăcări gemene trebuie să-și facă lucrarea de creștere spirituală. Dar aveți Jupiter, săgetător sau pești, taur sau gemeni în trecut. O poveste de dragoste foarte frumoasă. Un prezent. Ha, ha, ha. Un prezent. Totuși. Aveți un cavaler de cupe. Mare grijă la această dragoste. Cineva vine și pleacă, vine și pleacă. Posibil să fie și el la oarecare distanță. Și totuși, în prezent aveți un mesaj de dragoste sau de împăcare, că nu degeaba aveți judecata aici. Sau de împăcare. În spate aveți un vărsător aici în preajmă. Iar a vrut să se arată steaua. Un vărsător sau. Da. Regele de spade, steaua în spate, în spatele celor patru cupe. Cineva ar vrea să se împace. Să vindece o situație. Pentru că apare și trei de băte, pentru că a fost un patru de cupe și da, se gândește la un trio. Posibil că unii a fost într-un trio. Poate chiar mai sunteți o această persoană aventuroasă. Nu să-i că este un jucător, dar majoritatea l -l numesc pe acest cava. A, nu e de bătăie de cupe, scuze. E atât de, de roșu încât de, de că totuși acest cavaler de cupe, semn de apă, mai mult sau mai puțin că aveți două cărți care reprezintă apa, poate că undeva este mai jucător, mai jucăuș, sau caută să, să, și împlinească, să aibă satisfacții emoționale, personale. În fine, asta e un mesaj pentru unii dintre voi. În prezent sau în februarie veți avea comunicare, o comunicare emoțională cu cineva la distanță, la drum. Două cărți care arată și emoțiile cupele, cu da, și noțiunea de mesaj, da, și valeții și cavalerii sunt mesageri. Acesta este mai imatur, cavalerul este, să zicem, un pic mai aventuros, dar nu e o energie fixă. Acum depinde ce vă doriți, dacă vă doriți o chestiune fixă sau nu. Iar avem o carte care sugerează călătoria 3 de băte și de fapt și cavalerul, că orice cavaler sugerează călătorie. Mișcare, Așteptați de la drum un mesaj. Așteptați ca cineva să vină în viața voastră sau voi vă doriți să mergeți către ei. Pentru că vedeți viitorul altfel în preajma lor. Aici este treaba. Vedeți viitorul altfel. Este, și am vrut să păstrez, este o romanță în aer. Demonstrați dragostea. 48? Poate asta să spună ce ceva. Poate e vârsta cuiva... 25 mai mult sau mai puțin. Demonstrați dragostea pentru că n ai romanța. E februarie totuși, se apropie Valentine's Day și copreșiți-vă unul pe celălalt cu afecțiune și cu atenție. Poate că, poate că unul este valetul și celălalt e cavalerul și vă întâlniți, vă așteptați unul pe celălalt. Să vă umpleți paharele, să ciocniți paharele, da? vedem. Nici o poveste de dragoste mai mai. În viitor. Aveți un pic de așteptați, de așteptat până să puneți bazele unei situații stabile și de lungă durată. Și pentru asta aveți nu doar de așteptat, aveți de dezvoltat putere. Ai, 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 ai. Da. Pentru unii dintre voi, posibil să fie și un personaj important, am zis mai devreme. Un rege. Aici apare și sub forma Marlei Preot, persoană de autoritate. Chiar dacă în prezent apar valeții și cavalerii de cupe. Probabil că este nevoia voastră de comunicare mai dulce, mai poetică, mai blândă. Nu vă reprezintă mult să personalitatea, cât nevoia de comunicare și de a vă mobiliza energiile emoționale unul înspre celălalt. E o relație la distanță. E o relație la distanță. Dar, am zis mai devreme, vedeți viitorul. Aveți speranțe. În preajma lor și poate și ei în preajma voastră Simțiți că vine norocul da? Că avem aici un noroc Vine norocul, se mișcă roata În favoarea și a unei și a celuilalt Într-o formă sau alta Frumos În viitor am zis că aveți de așteptat Șapte de monede Până vine asul Șapte, opt înseamnă opt înseamnă implicare totală în această direcție, într-o relație sau într-un proiect. Dacă poate nu are legătură aceste, poate aceste cărți nu au legătură cu povestea de dragoste, poate așteptați să vă echilibrați finanțe, finanțele și la un moment dat, într-un viitor, veți primi un dar de bani și veți putea, eu știu, manifesta ce vă propuneți acum la această lună nouă. Așa. Dacă e vorba de relația în care sunteți, posibil amândoi împreună sunteți un cuplu foarte puternic. Posibil așteptarea în sine să vă facă foarte puternici pentru că merită personajul. Posibil trebuie să vă temperați impulsurile fizice și să creșteți spiritual împreună și separat. Și împreună și separat în această situație, în această poveste de dragoste. Există potențial de lungă durată, dar trebuie să așteptați. Și așteptarea asta, cum se face, cu răbdare și răbdarea naște putere. Eventual, în viitorul îndepărtat, trebuie să vă. și din alt punct de vedere încerc să, țin, să etalez, să citesc. Trebuie să vă analizați bine finanțele, resursele și să nu investiți aiurea pentru că există cineva care într-un fel sau altul încearcă să vă atace munca și rezultatele nesemnificativă persoana dar sau situația, dar există acest potențial și atunci voi bine ar fi să nu investiți aiurea financiar, să așteptați să primiți ajutor și doar atunci când primi, primiți ajutor să munciți într-o direcția anume pe care v-ați propus-o voi, da? Să mergeți de la 7 către 8, da? Altfel vă odihniți. Este cartea așteptărilor și a odihnei pentru că aveți nevoie de odihnă. Măcar la locul de muncă sunteți un pic cam obosiți. 7 de monede, asta înseamnă oboseală. Printre multe altele. Sau ați obosit să investiți într-o veche direcție și vreți să investiți într-una nouă. Dar trebuie să așteptați. Ei, și așteptarea am zis că se face sau, m-a zis că naște putere, naște creștere spirituală. 8. 8, 7 cu 1. 8, 8 de monede și 8 iar. Casa 8-a scorpionului, dar poate aveți leu în, și fecioară în, în harta natală. Voi ei nu contează. Este un cuplu de forță. Sau pur și simplu situația, relația dintre voi doi vă face puternici vă completați. Avem aici atracție puternică, dar și completare, da? Vă completați foarte bine. Chiar dacă o persoană este feminină, cealaltă exprimă masculinitatea cum, se, cum trebuie. O masculinitate sănătoasă și o feminitate echilibrată. Așa simt. Așa simt. Dar cred că la un moment dat, unii dintre voi, Hmm. Trebuie să ascultați intuiția în această poveste ca să puteți să, să mergeți în direcția care vă aduce mai aproape de stea, de destinul vostru. Am zis că ați avut romanță, că ați avut ce ați avut, demonstrează dragostea, dar haideți să mai iau încă o carte. Că acestea au sărit înainte să. Eu mai amestec cărțile înainte de etalări, pentru că am folosit același set de cărți la fiecare prezentare, și la 1 și la doi, Amestec este A, așa! E nevoie de atingere fizică. E nevoie de atingere fizică, dar probabil că dacă nu veți avea în această perioadă că aveți mai mult cupe și așteptare pentru unii dintre voi. Această atingere fizică reprezentată de monede se face în timp cu răbdare și atunci trebuie să vă temperați nevoile fizice. Da, este nevoie de atingere fizică. Că această atingere vă va vindeca, vă va crește spiritual, dar posibil e să nu se întâmple. Chiar, hai să mai trag totuși o carte, dar Ia uite, aveți răbdare. Nu de ce vă arată cărțile așa. Aprecia... Apreciați acest moment. Asta e. Vă mulțumiți eventual cu această comunicare emoțională, cu această așteptare, dar trei de înseamnă și o așteptare. Lăsați în urmă o relație și vă începeți să vă faceți intențiile într-o nouă direcție. Să vă gândiți la o călătorie sau am zis să-i așteptați să vină ei. Dar așteptarea asta are ea un scop. E un scop. Un scop divin pentru că totul se face în timp divin. În timp divin v-ați întâlnit și în timp divin se vor întâmpla fiecare pagină din această poveste pe care o experimentați. Aceasta este etalarea pentru numărul 3. Sunt curioasă cum rezonați cu ea. Ne vom reîntâlni la etalările pentru zodi Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!